Un incendiu violent izbucnit la o gospodărie din comuna Mischi din județul Dolj a distrus aproape în totalitate o casă. Pompierii au reușit cu greu să stingă flăcările uriașe. Din fericire, nu au existat victime. Incendiul a izbucnit în podul unei case din localitatea Mischii, însă din cauza vântului flăcările s-au propagat rapid și la anexele din gospodărie. Mai grav, focul amenința să se extindă și la casele din jur, aflate la doar câțiva metri de gospodăria cuprinsă de foc. De altfel, chiar vecinii au sunat la 112 și i-au chemat pe pompieri, iar până să vină salvatorii, oamenii au încercat să oprească incendiul cum au putut. Din fericire, nu a durat mult până au ajuns echipajele de la ISU Dolj, care au reușit să stăvilească flăcările înainte ca acestea să ajungă și la locuințele din apropiere. Cu tot efortul salvatorilor însă, din gospodăria în care a izbucnit incendiul nu a rămas mai nimic. Din fericire, nu există victime, proprietarii fiind plecați de acasă. Pompierii urmează să stabilească acum cauza exactă a producerii incendiului.